Bine ați venit la Reflecții. În seara asta am o veste foarte bună pentru noi toți și anume fericirea, adică ceea ce ne dorim cel mai mult pe lume, nu-i așa, este în mâinile noastre. Și prin asta nu vreau să spun că fericirea depinde în totalitate de noi. În general, astăzi ni se spune din toate părțile, nu doar că trebuie să alergăm după fericire, dar că fericirea depinde de noi, depinde de eforturile noastre, depinde de ceea ce facem sau de ceea ce nu facem. Bineînțeles că este ceva adevăr într-o astfel de viziune, mai că lucrurile sunt în realitate mult mai complicate. Fericirea nu ține doar de noi. Fericirea noastră ține și de cei din jurul nostru, în egală măsură. Ține și de lumea în care trăim, în egală măsură. Nu poți să fii cu totul fericit într-o lume care e întoarsă pe dos, nu? Într-o lume în care există suferință, în care ești înconjurat din toate părțile tot timpul de priveliști neplăcute care te tulbură. Nu poți să fii fericit dacă ești asaltat tot timpul de oameni răi, ca să zic așa, de oameni care te chinuie, de oameni care vor să te folosească, nu? În realitate, fericirea atunci când se întâmplă acest miracol și de obicei acest miracol al fericirii se întâmplă atunci când nu ni-l mai dorim atât de mult, adică când nu îl mai căutăm obsesiv, este rezultatul unei întâlniri optime dintre mine și lumea în care trăiesc. În seara asta, altceva vreau să spun atunci când spun că fericirea e în mâinile noastre. Poate am auzit cel puțin odată expresia că, sau gândul că un om, un muncitor, un om care a muncit fizic se culcă și doarme bine ca un bebeluș și nimic nu-i tulbură liniștea somnului. Dintotdeauna am știut noi oamenii că munca cinstită, munca fizică, munca cu mâinile, munca cu corpul este bună pentru noi. Deși toți fugim de ea, dintotdeauna am fugit cât s-a putut de muncă, pentru că e grea, munca fizică are acest efect benefic asupra noastră, nu doar că atunci când muncim, rezolvăm lucruri, dar ne face să ne simțim bine. Mi-aduc aminte un interviu pe care l-am văzut cu un milionar care nu a fost nevoit să muncească fizic niciodată în viața lui, dar care tocmai își spălase cu mâna lui barca, iahtul, și care spunea că se simte atât de fericit, se simte atât de bine, era o stare de bine pe care nu știa cum să o descrie. Dar știa de unde vine. Știa că vine din ceea ce făcuse, din faptul că făcuse ceva cu mâinile lui, din faptul că nu plătise cum ar fi putut sau nici nu trebuia să plătească, trebuia doar să miște un deget și iahtul lui s-ar fi spălat singur, bineînțeles, l-ar fi spălat oamenii lui. Dar nu. El a ales să-l spele el cu mâna lui și apoi în interviu spunea cât de fericit e și cât de bine se simte din acest motiv că a făcut acest lucru cu mâna lui. Astăzi psihologii au descoperit și descoperă din ce în ce mai mult faptul că munca cu mâinile ne face fericiți. Da? Lucrul manual are acest efect asupra noastră de a ne crește starea de bine instant și se pare că are o legătură directă cu simțul tactil, cu faptul că atingem lucrurile. Dacă lucrăm, dacă frământăm pâine și atingem coca, așa cum un copil se joacă cu plastelină când este mic, sau dacă pictăm și ne băgăm mâinile prin culori, sau important este să atingem cât mai multe tipuri de textură, cât mai multe tipuri de material, iată că acest contact cu materia din jurul nostru ne face să ne simțim bine.
Bineînțeles că nu este simplul contact care ne face fericiți. Este ca în cazul la tot ceea ce face omul, este mai complicat de atât. Nu doar contactul, ci faptul că omul vede cu ochii lui că iese ceva din mâinile lui. Eu, cel puțin vorbind pentru mine, cred că de aici vine mare parte din fericirea procurată de lucrul manual, anume că îți arată instant rezultatul muncii tale. Dacă ai făcut ceva cu mâinile, dacă ai construit o cușcă pentru câinele tău, de exemplu, cu mâinile tale, imediat ai terminat-o și vezi că, iată, acum în lume este un obiect care înainte nu exista și pe care tu l-ai adus pe lume și din acest motiv te simți bine. Lumea noastră a evoluat însă în așa fel, lumea noastră modernă, în care din ce în ce mai mulți oameni nu mai muncesc fizic, nu mai sunt nevoiți să muncească fizic. Toată lumea, de fapt, astăzi aproape că își dorește ce? Un loc de muncă la birou, nu? Să stai în fața calculatorului, să faci nu știu ce. Și sunt din ce în ce mai multe locuri în care oamenii se duc și stau într-un birou. Nu fac nimic fizic. Iar oamenii care muncesc fizic sunt priviți de sus, așa. Cel puțin la noi în România este o astfel de problemă, este oribil că există această situație la noi în țară. Nu ar trebui să fie așa. Ar trebui să-i privim cu același respect pe un tâmplar sau pe un mecanic, cu respectul pe care îl acordăm unui doctor sau unui profesor universitar sau unui avocat. Și sunt alte țări, Germania este prima țară care îmi vine în minte, în care munca fizică este foarte prețuită și oamenii care o practică sunt valorizați la fel ca orice alt membru al societății. Dar, în general, bineînțeles, există o diferență între gulere albe, nu-i așa, oamenii de afaceri, oamenii cu profesiile care nu necesită muncă fizică și gulerele albastre, nu? Care această expresie a rămas consacrată în urma faptului, în urma salopetelor albastre purtate în fabrici în general. Numai că este o mare ironie aici sau poate chiar un mare act de dreptate. Pentru că așa disprețuiți cum sunt cei care muncesc fizic, ei sunt mai fericiți, pe când cei care nu muncesc fizic și au joburi foarte bine plătite și primesc onoruri din toate părțile, sunt mâncați pe dinăuntru poate de tot felul de nemulțumiri și de neliniști și de depresii. În orice caz, nu sunt tocmai fericiți, tocmai pentru că nu mai fac nimic fizic cu corpul lor, cu mâinile lor. Ce să facem noi care suntem, pentru că și eu sunt în aceeași situație, nu sunt foarte respectat, nu am un loc de muncă înalt, nu sunt bogat, dar nu fac nimic. Mă duc într-un birou și stau toată ziua acolo și scriu pe calculator, semnez hârtii și vorbesc cu oameni. Nu fac niciun fel de muncă fizică și în situația mea sunt foarte mulți oameni. Ce să facem noi ca să fim și noi fericiți, ca să punem mâna pe fericire? Trebuie doar să încercăm. Avem și noi multe opțiuni și multe posibilități de a face lucruri cu mâinile noastre. De exemplu, poate femeile, deși poate nu doar femeile, dar în general femeile croșetează sau lucrează la un goblen sau fac astfel de lucruri. Sau am putea să ne luăm o roată de olărit, lucrul cu lutul, lucrul cu pământul și faptul că modelăm pământul și ceva frumos iese din mâinile noastre ar putea să fie extraordinar, ar putea să ne procure această fericire care ne lipsește. De asemenea, grădinăritul. Câți oameni știu bucuria, cunosc, au simțit bucuria de a lucra o grădină, de a smulge plantele nedorite, de a proteja, de a le proteja pe cele dorite, de a recolta, de a vedea cum cresc plantele pe care tu le-ai plantat, de a culege rodul muncii tale? Foarte puțin. Putem să
Într-adevăr, orașul nu este locul cel mai potrivit pentru asta, dar chiar și în orașe, în anumite orașe, există astfel de posibilități. O prietenă care locuiește în București îmi spunea că a rugat un prieten care are o casă undeva lângă București să îi dea o bucată de teren în curtea lui, casă, pe care să lucreze și se duce periodic acolo și îl lucrează. Data viitoare o să vorbim tocmai despre astfel câteva proiecte accesibile oamenilor care locuiesc la oraș. Dar până atunci vă invit să punem mâna pe fericire, pentru că fericirea e în mâinile noastre. Mulțumesc că ați fost cu mine în această seară. Ne vedem data viitoare. La revedere!